Bună, dragii mei! Astăzi am să vă fac o nouă etalare în trei variante cu cărțile de oracol pentru următoarele zile, pentru săptămâna 11-17 ianuarie. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu inimioarele, inimioara verde prima, roșia a doua, roz a treia, gândindu-vă la dragoste, la ce vă doriți voi în dragoste. Dacă aveți o dorință, puteți să vă puneți acea dorință și să vedem ce răspuns vor da cărțile de oracol. O să dau la o parte două dintre variante și am să păstrez una, varianta cu inimioara verde. Așadar, să vedem pentru voi ce se întâmplă în săptămâna care urmează în dragoste. Dacă veți avea reușită în dragoste, cu cine veți avea, dacă dorința voastră în dragoste se va îndeplini. Să vedem ce se întâmplă, la ce vă puteți voi aștepta. Care sunt energiile pentru voi în următoarea săptămână în dragoste? Un drum aici, vești poate de drum, dar aici e cineva foarte gelos la drum. Sau gelos, aveți o rivală la drum, poate. Puteți avea un succes, să știți. Destinul vă pare favorabil în această săptămână, să vă îndepliniți o dorință. E o chestiune și de hazard la voi. Apar niște noutăți, niște vești. Eu vă văd aici cu niște vești. Vești poate pentru unii dintre voi, poate chiar și de un copil sau de o nouă relație, da? De la copii, de la cineva mai tânăr, poate, apar vești, da? Deci la voi aici mi-apar niște vești. Un noroc de bani. Poate să apară la voi mai multă claritate. Vă faceți vă lămuriți în ceva. Aveți de făcut și o alegere, poate, legată de servici. Unii sau veți găsi al doilea job, chiar. Unii poate studia sau învățați de acasă, lucrați de acasă. Și aici aveți, poate, deci, voi sunteți între două situații, de ales între două, aveți două opțiuni, două drumuri, ca să zic așa, două șanse. Aveți pe cineva care vă și protejează. Parcă puteți să vă faceți, unii dintre voi chiar hibernați, stați acasă, vă ocupați poate de copii, vă văd așa într-o noutate, de vești, de surprize plăcute, poate vești legate de familie, de copii, de prietenii noi, pot apărea prietenii noi sau poate chiar apare la voi un eveniment în familie, da? O reuniune cu familia, vă urmați destinul, steaua, da? Deci pentru că mi-a ieșit chiar steaua aici. Unii dintre voi poate că veți avea și niște revelații, că văd aici și soarele, și luna, și stelele, da? Deci voi aveți și aici așa această carte a secretelor, aceste vești, noutăți care apar la voi. Deci eu vă văd aici pe voi, poate unii dintre voi sunteți lucrați și cu ezoterism, lucrați cu ezoterismul, da? Deci apar noutăți la voi în această perioadă. Deci, vă văd așa într-o situație de multă pozitivitate, de multe vești, multe energii noi care apar la voi, multe noutăți, da? Deci mult succes. Deci, apar vești, contracte, poate unii dintre voi faceți un contract, vi se face o propunere în căsătorie, nu știu, sau la servici puteți cunoaște pe cineva, dacă lucrați, aveți un servici. Deci îmi pare că la voi aveți multe și cu banii, niște dificultăți poate de a vă decide ce să faceți cu banii, ce provizii să faceți, poate unii veți face și niște provizii, posibil și făcând cumpărături să cunoașteți pe cineva. Vă văd aici, voi vă proiectați, visați la o viață de, să zic așa, de mai bună. Să vă întâlniți poate prințul din poveste, să aveți o viață și vă văd aici poate unele dintre voi, am zis, poate vă ocupați, adică aveți atenție la visele voastre de noapte, că visele de noapte vă pot da indicații, ceva indicații despre, apar noutăți în visele voastre, vă vine în visele voastre persoana cu care voi ați putea avea o relație poate. Apare și soarele, deci se face clarificări clar în viața voastră, apar și veștile și stelele, dar luna aduce și stări de nostalgie, deci poate unii dintre voi poate vă reîntoarceți la locurile natale sau primiți vești de acolo, de la părinți, de la prieteni din copilărie, pot apărea vești, deci legătura cu persoane din trecutul vostru. Pe neașteptate puteți avea un noroc, pe neașteptate descoperi un secret, pe neașteptate avea un succes. Puteți fi mai popular, vă simțiți mai bine, nu știu, veți avea o săptămână așa în care depinde foarte mult de voi, da? Deci energiile sunt exact, ia uite ce apare aici, un inel. Deci pe neașteptate la voi vin lucrurile așa, e o chestiune de hazard.
Steaua, ia uite ce valoare are Steaua. Deci, pe neașteptate vine acest email, această propunere și Steaua, norocul, destinul, vă scoate în cale un bărbat, un bărbat pasional, poate dintr-o zodie de apă. E destinul vostru, să vedem aceste secrete. Ah, eu de o prietenie, deci e o prietenie cineva care vă iubește poate pe ascuns, să zic așa. Ia uite, de ce am spus eu. E cineva care vrea să vă protejeze, cineva care are bani, putere, are o situație bună, poate de la servici, că de-aia am spus, poate în drumurile vostru, sau are legătură cu munca, cu banii. Eu personal am zis-o de afaceri în copilul acesta. Da, e copilul vostru, deci poate să fie copilul vostru, care l-aveți deja, va duce reușită cu copilul vostru, că poate începe școala, că poate face niște cursuri, că noutăți apar de copil sau poate că rămâneți însărcinate sau bărbatul cu care voi veți cunoaște în această săptămână sau la care v-ați gândit își dorește un copil, dar este, vedeți că există fermece, farmece, voi aveți ceva din trecutul vostru sau e vorba de invidie, de gelozie, din familie, din locurile natale, există niște intrigi totuși, da? Există niște intrigi, dar le veți descoperi când va fi ceasul, timpul, le veți descoperi. Are legătură și cu, deci credința, vă trebuie mai multă credință, că prin credință veți descoperi multe, veți avea revelația asta care am spus. Începe cu casa. Aici, deci e multă intimitate, e cineva care parcă își face o casă, vrea să vă casă cu voi, vrea o întâlnire așa romantică, intimă, da? Ia uite, soarele apare aici. O să aveți poate de ales chiar între doi bărbați, poate să mai apară cineva, poate să mai fie încă cineva care o să aflați de această persoană, poate să fie tot dintr-o zodie de apă sau de foc, dar aici se cere înțelepciune, că aici parcă există o dualitate, da? Există o dualitate, nu este o persoană care nu știe ce vrea, nu se poate, trebuie făcut o clarificare, deci aici, deci este între două, soarele este între două umbre, da, deci trebuie mai multă înțelepciune, pare un prinț din poveste, pare o persoană foarte romantică, foarte, dar are niște secrete, mai are pe cineva, mai are o relație ascunsă, mai are ceva, cu toate că pare o persoană care vrea iubire, vrea protecție, ca și cealaltă persoană, care cealaltă persoană poate să fie cu o chestiune și legată de religie aici, dar și de niște intrigi, farmece, vrăji, care voi aici se bate rău cu binele, poate să fie o chestiune karmică, voi aveți din destinul vostru, într-o viață anterioară, ceva de reglementat și se reglementează prin credință, da? Prin iubire și credință, ca să vă curățați energiile, poate regenerând, făcând un nou copil, poate și acest lucru vine, sau sunt piedici să nu faceți un copil, depinde de la caz la caz, cam asta e ce văd de la prima variantă, deci un bărbat joacă un rol important. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu inimioara roșie, să vedem la voi ce se întâmplă în săptămâna care urmează, în dragoste, la ce vă puteți aștepta, ce reușite puteți avea, pentru ce vă veți bucura. În ce vă duce săptămâna care urmează în dragoste. Wow, noroc! Dar și o stare de visare. Vă trebuie înțelepciune. E un bărbat aici care parcă e ca o pasăre de noapte. Sau visați noaptea. Vedeți ce visați noaptea? Că poate îl visați noaptea. Apare un noroc, dar și un dezechilibru. Atenție la sănătate. Da? În această săptămână banii au un rol important pentru voi. Munca, banii, da? E o chestiune de hazard și la voi aveți aici. Aș joacă și hazardul un rol al său. Aici vă trebuie și o credință. Posibil unii dintre voi să vă întâlniți cu cineva, un bărbat care totuși mai are pe cineva. Sau voi sunteți, în această săptămână veți fi foarte visătoare la o relație din trecut, la o persoană care totuși a jucat pe două fronturi. Sau sunteți voi în dificultatea de a alege în ce direcție să vă duceți. În trecut, să vă întoarceți la cineva din trecut, să mai vă gândiți la cineva din trecut sau să mergeți înainte. Înainte, atenție cum vă proiectați viața, că are legătură și cu banii, dar ține și mult de cum gândiți voi, cum proiectați voi. Încercați să găsiți o imagine pozitivă să vă proiectați, dar fără să vă pierdeți simțul realității, să zic așa, de să fiți și cu picioarele pe pământ. Visați către viitor, încercați să proiectați un viitor bun, dar cu rămânând cu ancorați în realitate. Vă trebuie mai multă credință ca să vă decideți.
aveți aici o dificultate de a vă decide, de a vă uita în trecut sau în viitor, nu știți exact sau în față, nu știți la cine să vă uitați, nu știți pe cine să alegeți, nu știți în cine să credeți, poate. Aici e o chestiune legată și de credință. Apare o prietenie. Deci în această săptămână cineva, un bărbat, poate mai matur, mai în vârstă, așa vă va sfătui cu ceva, dar orică voi sunteți visătoare, orică aveți de-a face, poate, cu un vis nostalgice pentru trecutul vostru, orică apare o situație în care această persoană mai are pe cineva. Da, deci apare aici și noutăți de copii, legate de copii, deci vin vești legate de copii sau împăcare pentru un copil, pot apărea o nouă prietenie, chiar apar noi prietenii. Deci aveți în această săptămână șanse și să vă împrieteniți, poate la muncă, legat de muncă, poate apare un nou loc de muncă, cineva, un bărbat, vă poate propune ceva ca femeie sau o femeie o veți cunoaște poate la locul de muncă și apar șanse de a face o prietenie, poate de a face chiar un copil, pentru unele dintre voi apare veste de un copil. Dar sunt și, nu știu cum să spun, trebuie să fiți mai prudenți cu timpul, nu vă pierdeți timpul inutil, încercați să veți descoperi niște secrete, trebuie să vă decideți într-o situație, să vedeți mai clar, pentru că aici există această situație de rută, poate și din cauza unor secrete, sunt încă lucruri care nu vă sunt total dezvăluite, dar în această săptămână când va sosi timpul, această săptămână parcă sosește timpul să aflați în sfârșit răspunsul. Pentru unde s-a sosit timpul să mai faceți un copil și răspunsul este că vă veți descoperi că sunteți însărcinată. Vă bucurați. Da? Pentru alții poate să fie aflați de un copil, nașterea unui copil. Da? Apare aici poate un eveniment la care trebuie să vă duceți. Totuși, un noroc pe neașteptate îl veți avea. Da? Deci mi apare aici chiar această... Dar e o chestiune de hazard. Dar acum, în bine sau în rău, zarurile sunt aruncate. Ca să zic așa, să vedem. Să vedem cine aruncă zarurile. Pentru cine sunt zarurile astea aruncate. Sunteți într-un dezechilibru voi aici, deci am zis ceva legat poate și de sănătate, de problema de socializare, felul în care socializați, da? Aici atenție cu banii, că cum ce proiectați voi pe viitor legat de muncă, de bani, de felul în care vă câștigați banii, că să nu vă faceți iluzii sau să nu aveți, vă pune speranțe prea mari în cineva sau să vedem, poate să nu apară discuții legate de bani. Niște secrete, voi veți afla, v-am zis când sosește timpul, veți afla niște secrete. Veștile, am zis că de o barză din copii, deci de un copil sau de o mutare poate să fie, deci faceți o mutare, o schimbare, apare o schimbare, apare ceva nou sau niște acte pe care va trebui să le faceți pentru copii, pentru școală, poate pentru noi cursuri, un nou serviciu, ceva, poate să apară o situație de acest gen. O prietenie aici, deci am zis cu acest bărbat cine e, poate că aveți o prietenie cu cineva care îi plac femeile, sau mai are pe cineva, da? Aici vedeți cum vă proiectați voi viitorul, pentru că culegeți culegeți roadele muncii voastre, gândurilor voastre, da? Aici atenție cu această visare a voastră, că vă aduce și o stare de ceartă sau de dificultatea de a judeca, veți fi pedepsiți pentru visele voastre, poate pentru unii apare și o astfel de situație, apar vești, ce am zis, apar vești scrisori de la copii sau de la persoane tinere legate de studii, poate aici pot apărea un nou curs sau, mă rog, o nouă școală, poate apărea o astfel de situație, dificultatea asta de alegere, este trebuie să vedeți mai clar voi niște situații, trebuie să clarificați niște situații cu cineva, că există un dezechilibru sau nu știți că mai are pe cineva, poate persoana la care voi vă gândiți, sunt niște bârfe, secretele acestea sunt din cauza unor bârfe care sunt, poate pe seama voastră, poate pentru deja despre cealaltă persoană, de socializare. La voi totul este cum socializați, atenție cu cine vă faceți prietenii. Aici mi apare, deci pentru casă, pentru unii dintre voi, vin vești pozitive legate de o casă, de familie, de a avea un copil, dar apar și niște pedepse, niște bârfe, să zic așa, cine, persoane care vă pedepsesc, vă critică poate, nu neapărat că vă pedepsesc, poate vă critică, poate vă înfloresc niște vorbe și din cauza unor dificultăți de a vedea clar lucrurile. Ați fost mai ambiguri, ați fost prea visători, poate vă critică pentru visele voastre, că aveți, v-am zis, să nu vă faceți iluzii prea mari.
da, deci poate vă face speranțe. Dar îmi pare în general că veți avea o săptămână în care primiți multe vești noutăți, puteți face chiar și noi cunoștințe, dar alegeți-vă cu grijă anturajul. Că aici puteți avea de-a face cu o persoană, ori o femeie, ori un bărbat care ori nu sunt singur, ori mai are pe cineva, ori că mai are, cum să spun, femeia nu este tocmai de cea mai bună calitate, dacă sunteți voi bărbat, de exemplu, sau voi ca femei să nu aveți o prietenă pe care nu este cea mai bună calitate, că poate bârfele, criticile vin tocmai de acolo. Că cam asta ce văd și la a doua variantă, așadar. Și haideți să vedem și la a treia, la cei care v-ați ales varianta cu inimioara roz, să vedem la voi ce se întâmplă în următoarele zile, în săptămâna 11-17 ianuarie, așadar, să vedem pentru ce vă veți bucura voi în dragoste, ce vești primiți. Dacă vă împărcați, dacă vă revedeți, dacă faceți cunoștințe noi, să vedem ce aduce săptămâna 11-17 în dragoste. Wow, o călătorie! Vești de o călătorie, de un copil, de o casă, oh, foarte frumos, scrisori, noutăți, prietenie, cineva din străinătate, drumuri în străinătate, nu știu, ia uite ce avem și inelul aici, foarte frumos, căsătorie religioasă. Interesant. Aici... Da, aici trebuie să fiți înțelepți, că văd eu aici, apare un, poate unele dintre voi visați la o căsătorie, duceți-vă la biserică, vă văd aici că trebuie să vă duceți la biserică pentru un inel, pentru o căsătorie, trebuie să vă apăru și credința aici, sau poate să fie vorba de o persoană mai matură care își poate vrea afla de vreo căsătorie, dar vi se pune la încercare credința. Aici e o chestiune și karmică de căsătorie. Vă de căsătoriți cu cineva, poate cu care ați mai avut într-o viață anterioară o relație, sau e o persoană care are o credință, are niște credințe, crede în ceva, are alte credințe, poate și o astfel de situație. Este poate și o dificultate de comunicare, de socializare, dar vi se cere prudență pentru că văd aici o situație cu două fețe. Nostalgii legate de trecut, de timpurile din trecut, sau e o chestiune de diferență de generații, de opinii. E o vulpe aici între voi, vă dă târcoale, deci trebuie să fiți prudenți cum socializați, cu cine socializați, sau cui vă spuneți voi planurile, interesele. Că vei și din capul locului aici această carte a prudenței, a înțelepciunii. Buvnița semnifică înțelepciunea, da? Vești care vin, dar atenție pe timpul nopții, ce proiectați voi pe timpul nopții, ce visați pe timpul nopții, ce faceți pe timpul nopții. Pot apărea situații noi, deci o nouă relație, cineva să vă propună o căsătorie sau poate pentru ca să vă căsătoriți ar trebui să vă duceți și voi la biserică, să vă rugați, dar să fiți prudenți să nu vă spuneți planurile. Da? Deci nu spuneți că vă duceți la biserică, nu spuneți că vreți să vă căsătoriți, nu spuneți că aveți intenții de căsătorie cu cineva, încercați să fiți prudenți în socializare, în comunicare, că se pare că există o mască, există cineva, uite aici și mi-a ieșit și șarpele, deci cineva gelos, invidios, pentru că la voi văd aici dragoste, văd aici chiar dragoste și văd și soarele, deci apar situații de reușită, de succes, de a vă împăca, de a vă revedea, de a fi cu cineva, dar vă trebuie multă credință, da? Să nu vă de, nimeni să nu vă destabilizeze prin bârfe, prin șiretenie, că e cineva viclean care vă dă târcoale, cineva gelos, cineva invidios, cineva șiret, hoț, șmecher, cineva care are niște interese, dar voi trebuie să fiți așa vigoroși aici. Sau aici poate să fie o chestiune legată și de sănătate, că de-aia am spus de socializare, da? Deci fiți prudenți cu cine socializați, că vă poate aduce probleme de sănătate. Aveți nevoie să vă orientați, aici așa busula răsturnată, deci atenție să nu vă pierdeți simțul orientării, de aceea credința poate vă poate orienta, dar trebuie să aveți multă înțelepciune, multă prudență, da? Pentru că s-ar putea să vă dea târcoale persoane care vă promit marea cu sarea, să spunem așa, pentru că sunt mai viclene, au niște interese, dar sunt fățarnice sau nu sunt fidele. E vorba de fidelitate, poate, și că trădarea aici, în șarpele aici, sunt niște energie așa malefice. Ia să vedem noi ce cu acea înțelepciune. Aici, la ce ocazie aveți? Deci trebuie să fiți înțelepți, să fiți prudenți la ocaziile care vi se oferă, poate, da? Sau la jocuri de hazard, să nu jucați sau să nu aveți de-a face cu persoane care joacă la loto. Da, veți descoperi niște măști, veți descoperi niște fățărnicii legate poate tocmai de căsătorie, poate de căsnicia voastră dacă sunteți căsătoriți sau de persoane care se gândesc la căsătorie sau de ce nu vă puteți voi căsători. Poate să, dacă vă duceți la biserică, puteți descoperi niște această vulpe, aceste măști, da, când vine ceasul.
Aici o să aveți poate mai multă energie pozitivă, să faceți o clarificare. După o ceartă poate vine și împăcarea. La unii dintre voi vă văd așa în această săptămână că trebuie să fiți voi poate mai călduroși, mai iubitori, mai, dar cu prudență, adică nu să dați pe din afară. Da, deci, ia uite aici, să nu exagerați, aici poate să fie vorba și de o imbrie de gelozie, de niște intrigi legate, poate și chiar legate de familie sau legate de femei, de energia voastră feminină. Atenție și la visele de noapte, că voi visați, puteți avea chiar coșmaruri, poate, nu știu, puteți avea și vise urâte. Da, și visele voastre vă spun ceva, că e în regulă, duceți-vă la biserică. Nimeni, e un bărbat, deci e un bărbat romantic, poate cineva din trecutul vostru sau cineva care vrea să se împace, să se întoarcă, poate. Vulpea. Atenție că e o femeie. Deci mai e o femeie, frate. Deci mai e o femeie. Credința va pune, poate, are legătură cu banii. Deci aici hoția asta, vulpea asta sau cineva, e cineva care e mai materialistă, care gândește mare bani aici. Bărbatul pare mai romantic și femeia pare romantică, dar are și niște interese de bani, da? Are așa aici. Sau poate că veți afla, pentru voi asta va fi fățărnicie, trădare, de o căsătorie între un bărbat și o femeie care n-au spus. N-au spus că se căsătoresc, au făcut-o pe ascuns, să zic așa, și pe voi v-a derutat acest lucru. Poate de aici apare că să fiți prudenți, că puteți avea de-a face cu un bărbat sau care se căsătorește. Da? Apar niște dificultăți, poate și de drumuri. Sunt niște dificultăți, să știți. Deci, în această săptămână voi aveți niște dificultăți, poate legate de bani. Vedeți că aici e o chestiune legată și de bani. Sunt niște griji, sunt niște secrete pe care voi le veți afla. Deci rugați-vă că veți afla. Fiți prudenți, fiți înțelepți, nu vă aruncați așa aici, pentru că mi-apare și o chestiune legată de noroc. Norocul poate vă va face să descoperiți adevărul în această săptămână sau aveți avea noroc să vă clarificați o situație sau depinde aici de la caz la caz. Cam asta e ce văd eu așadar și la a treia variantă pentru voi. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că vă veți regăsi pe parcursul săptămânii și că vă vor fi de folos. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!